Ploile torențiale cu grindină și rafalele de vânt au făcut ieri ravagii în nordul țării, la Briceni și Edineț. Mai mulți copaci au fost doborâți, iar unele case și culturi agricole au fost afectate. O porțiune a traseului M5 dintre localitățile Groznița și Halahora, raionul Briceni, a fost blocat timp de câteva ore de arborii căzuți, a anunțat IGSU, potrivit căruia salvatorii și angajații IGSU și angajați de la Administrația de Stat a Drumurilor au mers în teren pentru a remedia lucrurile. Ploile torențiale cu grindină care au căzut miercuri în nordul țării nu au trecut fără să provoace distrugeri. Acestea s-au produs în câteva localități, printre care și Halahora din raionul Briceni. Imagini cu efectele vijeliei au fost surprinse de internauți și postate pe rețelele de socializare. Potrivit primarului localității, furtuna nu a făcut victime, dar a lăsat satul fără lumină timp de câteva ore. Slava Domnului că s-a petrecut totul fără victime, au avut de suferit doar unele acoperișuri de la case și depozite. Desigur, se curăță acum, se strânge ceea ce a mai rămas. O ploaie de grindină mai mare decât bobul de mazăre a fost filmată în nordul țării, în satul Viișoara din raionul Edineț. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, mai multe culturi agricole și case de locuit au mai fost afectate în localitățile Fetești și Bătraginoi din raionul Edineț. Pagubele materiale cauzate de vremea rea urmează a fi stabilite de comisiile pentru situații excepționale raionale, precizează IGSU.